Cât de importantă este informarea corectă în legătură cu o campanie de vaccinare? Este esențială. Contează mai mult chiar decât vaccinarea propriu-zisă. Altfel spus, o campanie care presupune personal, alocarea de resurse fabuloase, import eventual. În sfârșit, o întreagă logistică poate să eșueze datorită unei informări deficitare. Un exemplu elocvent, dacă vreți, este ceea ce s-a întâmplat cu campania de vaccinare împotriva HPV, care a fost un eșec total, în special datorită faptului că ministerul s-a temut să dea publicității sau să dea acces la informații care ipotetic ar putea să fie dezavantajoase pentru campanie. Nu, este esențial ca omul care acceptă să-i se administreze un produs biologic sau un medicament să știe totul, și alea bune și alea rele. Pe alea rele le va cântări și va lua o decizie în cunoștință de cauză. A nu face campanie adecvată, deci a nu oferi informațiile, atât cele pozitive, care sunt benefice, că de-aia faci până la urmă campania, cât și cele negative, până la urmă atrage eșecul campaniei. Pentru că oamenii se gândesc, dacă nu îmi spune totul, înseamnă că ceva nu e în regulă. Ne vaccinăm sau nu împotriva gripei noi? Eu am propria mea opinie. Dar opinia mea nu este opinia nici cea autorizată și nici cea oficială. În mod normal, atât opinia autorizată, și aici nu mă refer la un singur om, ci mă refer eventual la un colectiv de oameni care să-și asumă răspunderea, cât și cea oficială, respectiv a Ministerului Sănătății, trebuie să se suprapună. Fac o mică paranteză. Vaccinul împotriva gripei, cel din import, cât și vaccinul care va fi produs în, sau este produs în România și va fi comercializat în România, se va administra, deci cele două vaccinuri se vor administra strict în urma deciziei Ministerului Sănătății. EMEA spune clar, aceste vaccinuri noi le dăm o autorizație temporară, excepțională, pentru că este vorba de o perioadă de pandemie. Responsabilitatea și grupele de vârstă la care se va administra vaccinul cade în responsabilitatea Ministerului Sănătății din fiecare țară, deci trebuie să facă o analiză foarte clară, să ofere informațiile publicului informat și să ia decizia pe care o consideră, asumându-și totodată răspunderea. Cum se face testarea unui vaccin? Vaccinul are o cale mai ciudată de testare, un pic diferită de cea unui medicament, în sensul că vaccinul de regulă, cel puțin în cazul, și am să mă refer în mod explicit la situația gripei, pentru a nu se confunda cu alte situații particulare, deci în cazul gripei, testarea presupune întâi realizarea unui fel de machetă, dacă vreți, prototip de vaccin, iar scopul este de a testa în special substanțele adjuvante și aditive ale vaccinului respectiv. După ce trece de perioada de siguranță în care se demonstrează că aceste substanțe nu sunt toxice și au efectele scontate, în ultima clipă se înlocuiește tulpina care este folosită în acest vaccin probă, să-i spunem, cu tulpina care creează cele mai mari probleme, și acest vaccin este pus pe piață după o testare, aș spune, aproape minimală, dar să nu fie confundată această testare minimală, adică numărul mic de pacienți pe care se face testarea, ca fiind neapărat periculoasă. Se ia în calcul și experiența anterioară cu vaccinuri similare, cu vehicul sau aditiv și adjuvanți similari, și atunci de aceea se acceptă un număr relativ mic de persoane. Totuși, numărul de persoane pe care se face testarea trebuie să ajungă undeva la 90.000 de subiecți, iar firma producătoare are obligația de a furniza autorității care dă aprobarea, înregistrarea, în cazul de față EMEA, Agenția Europeană a Medicamentului, să-i ofere informații în timp real din aceste studii. De regulă, studiile se fac pe ani de zile și doar când sunt închise se furnizează datele autorităților. În cazul vaccinurilor, datele se furnizează în timp real. Am să vă dau un exemplu, pentru că mi se pare că este poate cel mai de actualitate dintre toate. E vorba de datele pe care le avem în momentul de față la vaccinul importat, care este destinat copiilor. Ori, în momentul de față, date clinice sunt doar dintr-un singur trial, care se desfășoară în Spania pe 200 de pacienți,
Datele raportate sunt numai la 51 de pacienți. Totuși, având în vedere faptul că acest vaccin seamănă foarte mult din punct de vedere al modului de realizare și a ceea ce se mai află în vaccin în afară de tulpină, cu un vaccin anterior care a fost testat aproape exhaustiv pe copii, faptul că nu au apărut niciun fel de reacții adverse sau de și eficacitatea este foarte mare, a făcut ca produsul să poată fi administrat, dar subliniez, în urma deciziei Ministerului Sănătății din fiecare țară. Nu este un proces foarte confortabil, în sensul că nu poate să-ți ofere nimeni garanții, dar spun de fiecare dată când am ocazia, starea de sănătate individuală este o chestiune de responsabilitate individuală. Altfel spus, nu poți să transferi această responsabilitate în mâinile nimănui. Fie el coleg de serviciu, călător în tramvai sau profesor universitar sau ministru sănătății. Deci, indiferent de decizia tuturor, ai obligația să te documentezi, să iei decizii care ți afectează organismul în cunoștință de cauză. Eu sper din toată inima, aflându-ne în fața unei amenințări de sănătate publică, o pandemie nu este un lucru de joacă, este dimpotrivă un lucru care poate afecta grav o țară întreagă, nu mă refer numai la morți, ci mă refer și la consecințele economice. Deci spuneam, sper din toată inima ca Ministerul Sănătății să reacționeze așa cum trebuie, respectiv să ofere toate informațiile de care dispune, așa fel încât populația să decidă să se vaccineze sau să se abțină de la vaccinare în funcție de informațiile corecte pe care le vor oferi. Eu cred că, în bună măsură, populația va accepta să se vaccineze, dar, repet, dacă Ministerul Sănătății se va comporta în mod adecvat. Aveți cunoștință de vreun vaccin respins de EMEA anul acesta? Nu este. În primul rând, astfel de situații nu sunt, cum să spun, greu de scos la suprafață. Specialiștii le știu, ultra-specialiștii, deci cei care lucrează direct în Agenția Medicamentului din România sau din străinătate, de regulă află de astfel de încercări eșuate. Dar e foarte greu să ai acces la astfel de informații, pentru că până în momentul în care un produs nu devine comercial, nici nu știi despre ce vorbești. Adică, ce vorbim? Despre o substanță sau un vaccin cu codul 2722 care n-a fost acceptat. Dar nu așa se pune problema. De regulă, respingerea unui produs medicamentos sau biologic este rarisimă. De ce vă spun? Pentru că înainte de a fi propus către agenție, oricare ar fi ea, că este din America, din Europa sau din țara respectivă, firma producătoare se îngrijește să treacă toate testele de eficacitate și siguranță. Dacă nu îndeplinește un parametru, nu se hazardează să depună un dosar spre înregistrare. Strică firma, ca să zic așa.